În comuna Ocnaș-Ugatag, oficialii primăriei au în vedere mai multe investiții în energia verde. Printre altele, se dorește crearea unui parc fotovoltaic care să asigure necesarul pentru iluminatul public și pentru instituțiile subordonate. Cetățenii sunt foarte interesați, precum și noi ca autoritate locală suntem foarte interesați. Noi am demarat un proiect care e în curs de a fi depus, prin care vom realiza un parc fotovoltaic pentru acoperirea necesarului instituțiilor publice, inclusiv iluminatul public, care la ora actuală este o povară destul de mare. Dorința de a investi în panouri fotovoltaice este mare și din partea cetățenilor, explică edilul Ioan Oania. Pentru a veni în sprijinul populației, oficialii primăriei au luat legătura cu o firmă autorizată, care se va ocupa de toate solicitările din comună. Având în vedere interesul care există și tot mai multe întrebări și cereri făcute către cetățeni către noi, noi am contactat un instalator, un validat de către AFM, că doar prin ei se pot depune solicitările, care a venit la primărie, am avut o discuție cu el și care e dispus să preia toate cererile celor doritori din comuna Ocnaș-Ugatag. În momentul de față, la Ocnaș-Ugatag, iluminatul public funcționează pe toată durata nopții. În satele aparținătoare, însă, pe timpul nopții, becurile se sting timp de câteva ore.